Eugen, o nouă provocare pentru tine. Este într-adevăr, dar ce m-a încântat a fost acest proiect interesant. A venit și pentru Flavius, bineînțeles că și pentru Politehnica Iași, este un club cu tradiție. Sperăm să facem lucruri cât mai bune. La prima vedere, cum ți se pare lotul? La prima vedere este ok lotul. Știți foarte bine că au venit foarte mulți jucători străini. Au plecat într-adevăr foarte mulți de la Iași, cunosc situația. Am citit până să ajung aici și o să mai vin în continuare. Așteptăm 2-3 jucători mâine să apară și sperăm, v-am zis, să facem lucruri frumoase. Se pot trage concluzii după două jocuri? E, să știți că azi mi-a plăcut așa ca atitudine, ok. Cum ai spus și tu, sunt primele două jocuri. Mai așteptăm, avem și mâine și poi mâine. Dar trebuie să închegăm un lot pentru că ați văzut și dumneavoastră, campionatul bate la ușă, peste 3 săptămâni deja începem și trebuie să formăm un lot cât mai competitiv. Timpul cel mai mare adversar în momentul de față? Exact, asta e timpul. Timpul ne omoară, asta ne presează în momentul de față. Dar cu siguranță le vom rezolva împreună cu Flaviu și cu tot staff-ul. Acum știți cum e, staff avem, staff-ul e ok. Trebuie să și formăm o echipă foarte puternică și un grup puternic. Asta contează cel mai mult. Ai avut ocazia să lucrezi cu jucători veniți din campionatul portughez. Cum sunt ai Iașului față de cei cu care ai lucrat și eu știu la CFR? Eu le știu mentalitatea, am lucrat și pe la CFR și când am fost la CSKA Sofia. Trebuie să stai foarte mult de vorbă cu ei. În momentul în care comunici, atunci lucrurile merg pe făgașul normal. Ai experiență și ca jucător și ca antrenor. De cât timp e nevoie pentru a se închega această echipă cu toate numele noi care au venit în această perioadă? Acum știți cum e. Noi sperăm să începem foarte bine campionatul. Dar lucrurile astea pe parcurs se vor rezolva.